Calorile negative și cum să intervine ele într-un proces corect de scădere în greutate? Calorile negative, practic, este un termen metaforic sau simbolic, pentru că în fond nu există așa ceva. Caloria este un termen care desemnează ceva existent, ceva pozitiv, nu în niciun caz ceva ce nu există. Însă, în principiu, s-a folosit acest termen pentru a desemna un aliment care, prin consumul lui, poate să forțeze sau să oblige organismul să consume mai multă energie pentru a-l digera decât aduce el energie inclusă. Mai exact, dacă, să spunem, mâncăm salată și ea are o valoare calorică la 15 kcal pe 100 de grame, s-ar putea ca organismul să folosească 20 de kcal pentru a o metaboliza și atunci se ajunge la un deficit de energie. Deci asta, cam la așa ceva se referă termenul de calorii negative. La legume și în special cele cu conținut mai mare de fibre, pentru că ele au o valoare calorică redusă și organismul folosește o cantitate mai mare de energie pentru a le digera. Deci, practic, pentru orice aliment pe care îl consumăm, organismul alocă o parte din energie în procesul digestiv. Toate procesele asociate digestiei sunt consumatoare de energie. Dacă noi aducem mai puțină, aducem puțină energie și organismul folosește mai multă energie pentru a consuma, pentru a metaboliza acele alimente, se ajunge la un deficit, deci la un minus de energie. Și pe acest principiu se bazează bună parte din recomandările medicale pentru scăderea în greutate. De aceea legumele sunt și de aceea legumele sunt recomandate în curele de scădere în greutate. Asta înseamnă că fibrele nu se digeră sau se digeră? Fibrele, o parte, există fibre care se digeră și se absorb. Există fibre care nu sunt folosite de organism, trec prin tractul digestiv și sunt eliminate. Rădăcinoasele, în primul rând, apoi sunt frunzele verzi, de genul spanac, de genul urzici, salată verde, chiar și brocoli, conopide. Ele sunt hrănitoare, nimic de spus, au o mulțime de principii active în ele, însă, din punct de vedere energetic, au această proprietate. Dacă ai consumat toată ziua doar salată verde, e foarte posibil, la un moment dat, să mor de foame, pentru că energia pe care o aduc este foarte redusă și, pe de altă parte, organismul consumă energie pentru a le digera și a le metaboliza. Pe de altă parte, mai un alt aspect, în ceea ce privește macronutrienții, respectiv lipide, carbohidrați și proteine, organismul folosește în mod diferit sau o cantitate mai mare sau mai mică de energie pentru a metaboliza și a transforma în energie respectivul macronutrient. Dacă în cazul carbohidraților doar un procent mic, 1-2% din valoarea energetică a acelui carbohidrat este folosit în procesul de metabolizare, pentru lipide acest procent este 5-6%, iar pentru proteine ajunge undeva la 30%. Deci, dacă consumăm proteine, avem șansă mai mare să scădem în greutate, tocmai pentru că o parte din energia pe care o aduce respectiv un aliment bogat în proteine este folosit în procesul metabolic pentru a digera alimentul respectiv. În logica asta, cel mai bun este o friptură cu o salată de rădăcinoase. Absolut, da. Este o alegere foarte bună și de aceea aproape în orice regim de scădere în greutate o să întâlnim combinația clasică între carnea gătită fără grăsime și o salată. Varză, de exemplu, salată verde, zelină cu morcov.